Vremurile în care încasările din serile de Crăciun sau din noaptea de Revelion le umpleau taximetriștilor buzunarele cât într-o lună sunt apuse de mult timp. Șoferii se plâng de încasări scăzute și în perioada sărbătorilor de iarnă, motiv pentru care cei mai mulți dintre ei nu au dorit să-și irosească timpul pe traseu și au rămas acasă. Ați lucrat de sărbători? Am lucrat. Și cum a fost? Slab. Slab, foarte puțin clienți. N-am lucrat ieri și alaltăieri. Și de Crăciun? Și de Crăciun, a mers, a mișcat așa, dar puțin de tot. Dacă lumea nu mai are bani, normal. De ce ați ales să nu lucrați? Pentru că de 20 de ani n-am lucrat niciodată. Întâi, doi, de Crăciun, prima zi, a doua zi, de Paște. Astea sunt pentru familie, zile pentru familie. Sunt taximetriști care nu au lucrat niciodată în perioada sărbătorilor, oricât de profitabil ar fi fost, în timp ce unii dintre ei profită de absența colegilor de breaslă și stau în stațiile de taxi, însă nu recunosc atunci când sunt întrebați. Sunt sărbătorile și pentru noi, asta nu înseamnă că trebuie să stăm toată ziua numai pe șosea, numai pe traseu. Am stat și noi acasă, în familie, cum fac toți oamenii. Aproape toți colegii dumneavoastră ne-au spus acest lucru. Da, doar au spus, unii doar au spus, dar au lucrat. Fie că au ales să muncească de sărbători, fie că nu, un lucru este sigur. Nivelul de trai scăzut al oamenilor, dar și condițiile meteo favorabile, sunt inamicii taximetriștilor.